Mai sunt doar 2 zile până când începe postul nașterii Domnului sau Crăciunului, unul dintre cele mai mari posturi de peste an. Lăsatul secului este chiar duminică pe 14 noiembrie, iar de luni, 15 noiembrie, creștinii ortodoxi vor intra într-o perioadă de 40 de zile de post. Nu se va mai consuma carne, brânză și ouă, în timp ce lunea, miercurea și vinerea se consumă mâncare fără ulei și fără vin. În zilele de marți și joi se face deslegare la unt de lemn și vin. Mai mult, sâmbetele și duminicile, până pe 20 decembrie inclusiv, se dezleagă de unt de lemn, pește și vin, precizează doxologia. Începem călătoria postului Crăciunului. Poate la prima auzire și din câte ne-am învățat noi, începe postul cu restricțiile lui. Nu mai avem voie să mâncăm orice, nu mai avem voie să ne manifestăm nu știu cum, în orice fel. Aceste restricții, de fapt, sunt niște semne de curățire a omului, de îndreptare a omului. Este o jertfă. Atunci când te abții de la o anumită mâncare, atunci când îți curățești de păcate ochii, privirile tale, atunci când îți curățești de păcate tot ceea ce ai săvârșit tu ca greșeală în fața lui Dumnezeu, din privire, din auzire. Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri, Biserica Ortodoxă prăznuiește vreun sfânt mare însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma unt de lemn și vin, iar dacă hramul bisericii sau vreo sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roșie, atunci se face dezlegare și la pește. Așa cum este tradiția în această perioadă, creștinii se pot spovedi și împărtăși. Trebuie să postești, trebuie să te spovedești, trebuie să te împărtășești. Așa trebuie să fie călătoria postului Crăciunului și a oricărui post rânduit de Sfânta noastră Biserică. Să postim fără să ne revoltăm. Ați văzut acum că suntem în timpul așa numitor restricții. Părintele protopop Pavel Postolache îndeamnă toți credincioșii să vadă acest post ca pe o perioadă de curățire și de pregătire pentru întâlnirea cu bucuria sărbătorii Crăciunului, a nașterii Domnului. Să începem această călătorie a postului Crăciunului și să avem speranța și credința că ne vom întâlni cu bucuria sărbătorii Crăciunului, a nașterii Domnului. Bucurie care înseamnă revărsarea darurilor dumnezeiești peste noi, peste viața noastră, peste inima noastră, peste casa noastră, peste țara noastră, peste neamul nostru, dragii noștri. Avem câteva popasuri atât de frumoase și sfinte în timpul postului celui mare. Pe toată perioada postului mai sunt și câteva sărbători importante, precum intrarea Maicii Domnului în biserică pe 21 noiembrie, Sfântul Andrei pe 30 noiembrie, Ziua Națională a României pe 1 decembrie și Sfântul Nicolae pe 6 decembrie. Pe bit.tv.info și pagina de YouTube cu același nume puteți viziona întreaga cuvântare a părintelui protopop Pavel Postolache cu ocazia intrării în postul Crăciunului.